Bună seara. De, înfrângerea e tot înfrângere, nu contează că e la limită. Un joc, din păcate, cu multe evenimente nedorite, cu accidentări. Din păcate am auzit de cea lui Colici este foarte gravă. Regretăm, ne pare rău. Nu știu dacă e cazul să ne cerem scuze, dar oricum Mihalache nu a avut nicio intenție să facă rău adversarului. Sperăm să se însănătoșească cât mai repede, îi dorim multă sănătate. Un eveniment care influențează parcursul ulterior al jocului, pentru că o primă repriză în care am stat destul de bine defensiv, am încercat să nu le dăm spații adversarilor, pentru că au jucători de mare valoare individual, au și jucători de viteză, dacă le oferi aceste spații. La pauză am încercat să echilibrăm cumva în partea unde forțau foarte mult cu bancul. L-am introdus pe Cabral, a intrat și Zaimovic în locul lui Andrei, pentru că era clar, era o luptă fizică. Per total, cred că după gol, care este iarăși o greșeală copilărească, așa le spun eu, și alte două, trei contraatacuri în care și-au creat ocazii clare, tot în urma unor greșeli de ale noastre, cred că am arătat mult prea mult respect celor de la Craiova. Am fost timizi în multe momente ale jocului, dar am terminat bine, chiar cu un om în minus, și cred că dacă ar mai fi durat puțin jocul, puteam chiar pleca cu un punct care nu cred că era meritat de aici. Întrebări din partea jurnaliștilor, Brevel și ceva despre... Brevel, da, simțit... L-am întrebat și acum în vestiar, nu știu exact să-mi spună dacă e vorba de o ruptură sau contractură. Cred că este o contractură undeva pe mușchii aductori, inghinali la piciorul drept. Andrei Cristea și Platini fără probleme medicale. Nicio problemă medicală, au fost două schimbări de ordin tactic, pentru că aveam nevoie de profunzime în primul rând, I-a fost greu și cu Bălașa și cu Marius Constantin în spate. Normal, în momentele în care el vine spre mijlocul terenului, aveam nevoie de profunzime cu Calcan și cu Platini. Nu am reușit acest lucru. Nu cred că am reușit să ținem mingea mai mult de 5 minute în terenul lor. În prima repriză mă refer. Am încercat să regrez aceste lucruri la pauză. Asta a fost alegerea mea astăzi, nu am nicio problemă cu niciunul dintre ei, au reacționat foarte bine, chiar dacă ești supărat când ești la pauză. Ai cu adevărat acum nevoie de fundaș central? Da, aveam și înainte, avem și acum, pentru că situația lui Frăsinescu este neclară în continuare. Mihalache probabil va fi suspendat două etape, sau nu știu cum se pune, pentru că în prima fază a primit cartonaș galben, după aia roșu direct, cred că rămâne cartonașul roșu direct, oricum aveam în plan acest lucru, sper ca să ne hotărâm mâine, poi mâine să luăm o decizie, pentru că avem 2-3 jucători pe listă, sper să fim inspirați. Avem nevoie de un jucător, în primul rând, care să fie jucat cât mai curând acum, pentru a intra direct în competiție. Manu? N-am nimic, dar din punctul ăsta de vedere, el e un jucător plin de bunăvoință, un profesionist fantastic, pentru că el, chiar dacă joacă un minut, nu joacă deloc sau joacă tot meciul, se pregătește la o intensitate extraordinară, un profesionist desăvârșit, și cred că s-a descurcat foarte bine în acea poziție. Prinde bine această perioadă? Da, aveam nevoie, jucătorii au nevoie de odihnă, pentru că au consumat foarte mult în aceste 6 etape, cred că mulți și-au depășit condiția. Dacă ținem cont că nu am avut perioada de pregătire, am preluat echipa cu o săptămână înainte de a începe campionatul, bine, ca și puncte suntem bine și ca și joc, în multe momente în aceste 6 etape am arătat nespus de bine, nesperat de bine, pardon, nesperat de bine și pentru mine. E important să ne continuăm acest proces de integrare a jucătorilor, pentru că unii se acomodează mai repede, alții mai greu, fizic, să ne odihnim, să fim odihniți și să ne... O săptămână de relax, va fi un joc de un amical sâmbătă la Botoșani pentru jucătorii care au jucat mai puțin sau deloc, să le dau minute cu o echipă de prima ligă. O săptămână de odihnă, de relaxare, după care pregătim foarte bine a doua parte a campionatului, care e fără întrerupere, sunt 10 jocuri până la Crăciun, și trebuie să, pe lângă acest proces, în continuare spun, avem nevoie și de puncte în,
în procesul ăsta. Cum îl caracterizezi pe Ovidiu Mihalache? Cum l-ai cunoscut? Când ai venit? No, Mihalache e un jucător extraordinar. Am insistat ca el să rămână și el și Andrei și Frăsi. Nu are nicio legătură cu jocul dur de fotbal, să lovească pe cineva intenționat. Dimpotrivă, a luptat pentru fiecare minge și astăzi are doar intenția de a juca mingea. Cred că este și o greșeală a lui Colici, care continuă acțiunea pe undeva într-o zonă în care nu reprezenta niciun fel de pericol. Cred că vorbim de mult ghinion în situația asta, dar Mache, din punctul ăsta de vedere, nu cred că a avut vreo intenție vreodată să lovească pe cineva. Da. Nu aș mai fi intrat. Fundașul avea clar prin planul zonă undeva în lateral, nici nu eram în zonă centrală, să spui că forțez un faul pentru a fi eliminat. Mulțumesc frumos! Mare plăcere! La revedere!